Bine m-a regăsit, oameni buni! În această emisiune l-am ca invitat pe directorul ADI Deșeuri, Cristian Nicolae. Ce mai faceți? Salut, cu respect. Bine fac. Treabă multe. La muncă. La început. Anul nou. Da. Și ne mobilizăm să facem lucruri bune, să facem lucrurile mai bine decât în anul trecut. Având în vedere că suntem totuși la începutul anului, se pare că luna ianuarie a trecut foarte repede. Da, așa este. Cum a fost 2023? Din punctul de vedere al gestionării deșeurilor din județul Bistrița de Săud și al ADI-ului Bistrița de Săud, eu zic că a fost un an bun, un an în care performanța financiară a ADI-ului a crescut, adică putem spune că de la an la an am reușit să obținem tot mai mulți bani din valorificarea deșeurilor reciclabile. Dacă în urmă cu 2 ani de zile, deci în 2021, întorceam comunităților locale 15 miliarde de lei din valorificarea deșeurilor, în 2022 am reușit să dăm 22 de miliarde și în 2023, deci acum la început de an, în martie-aprilie, vom returna primăriilor, vom întoarce comunitățile locale 25 de miliarde de lei, deci ajungem la un total de 62 de miliarde în 3 ani de zile, aproximativ peste 1.200.000 de euro, bani obținuți din valorificarea deșeurilor reciclabile colectate selectiv de către populație. Și doresc să le mulțumesc cetățenilor cu această ocazie că se implică tot mai mult în buna gestionare a deșeurilor din județul nostru. Și asta se vede și în rezultatele financiare. Să știți că acest bani pe care îi întoarcem înapoi comunităților este după ce plătim impozitul pe profit, TVA-ul aferent, deci suma obținută anul trecut din valorificare a fost de 3.300.000 de lei și bani net în mână primăriilor vor fi 2 milioane jumate de lei. Ceea ce e un lucru bun și asta înseamnă... Se mai acoperă din costurile de salubrizare cu ei. Adică primăriile pot folosi acești bani pentru a-și acoperi o parte din subvențiile pe care le fac la taxa de salubrizare, pentru că trebuie să o spunem cinstit, cetățenii nu plătesc întreaga factură de salubrizare. Da, asta înseamnă că a crescut suma pe care o returnați de la 15 la 25, să zicem așa. Asta înseamnă că se colectează tot mai selectiv, să zic așa. Și cantitate mai mare. Deci în acest an am reușit să valorificăm, să vindem efectiv reciclatorilor în jur de 2500 de tone de deșeuri. Acum 3 ani eram undeva la 1000 de tone de deșeuri. Deci acum am ajuns aproape de 3 ori cantitatea și cantitatea a crescut și calitatea deșeurilor, că de aia a reușit să vindem mai mult. Practic trebuie să înțelegeți că noi reușim să vindem cam 30% din deșeurile pe care le colectăm ca și reciclabile. De ce? Doar atât. Pentru că sunt deșeuri care nu se vând, nu există cerere pentru ele. Adică nu există cerere. Dar întreaga cantitate, spre deosebire de anii trecuți, întreaga cantitate care o colectăm ca și reciclabil, nu se mai depozitează nici o tonă de deșeu, aproape nici o tonă pe groapă. Gândiți-vă că dacă 30% le vindem, restul până la 95-97% le valorificăm energetic. Nu le punem pe groapa de gunoi. Adică le trimitem la aleși. Ele au potențial energetic. Gândiți-vă că sunt cantități imense de folie industrială, folie care este murdară, care nu se poate practic recicla. Dar acea folie o trimitem la aleși, la incinerator, unde se obține energie termică și energie electrică. Și prin faptul că nu o depozităm pe groapă, noi ne scutim de cei 210 de lei care reprezintă taxe penalizatoare pentru fiecare tonă de deșeu depozitată pe groapă. Deci, ați înțeles? Da. Deci scutim primăriile de a plăti contribuția pentru economia circulară de 160 de lei pe tonă, care până anul trecut a fost 80 de lei pe tonă, dar s-a dublat de la 1 ianuarie anul acesta, și 50 de lei taxe penalizatoare tot către AFM pentru fiecare tonă depozitată, pentru că România nu și-a atins țintele de deviere de la depozitare. De ce s-a dublat de la 80 la 160?
Deci au fost niște trepte pe care le-au impus Uniunea Europeană și odată ce ai trecut de 1 ianuarie 2024, dacă nu ți-ai atins țintele, s-a dublat contribuția. Deci nu să vă gândiți că și eu prima dată m-am ofticat când am văzut că se dublează, am zis că AFM-ul vrea mai mulți bani. Nu e adevărat. Nu. Uniunea Europeană a impus sancțiunile acestea și noi am fost obligați să creștem contribuția pentru economia circulară pentru că nu ne-am atins țintele. Dar, repet încă o dată, jumătate din Uniunea Europeană nu și-a atins țintele de reciclare. Nu, deci nu, numai, că, nu numai România. Numai România, da. Sunt puține, adică jumătate din țări sunt în ținte, jumătate nu sunt în ținte pentru că în acele țări încă cetățenii nu au o responsabilitate și nu se gestionează bine deșeurile. Nici la noi nu se gestionează bine pentru că mai avem treabă multă în sistemul ăsta. Mai avem. Spuneți-mi un pic în ceea ce privește cum îi spune, garda de mediu. Da. Cei în cadrul ADI-ului. Nu există. Nu garda de mediu. Corp de control. Corpul de control, așa mă gândeam la garda de mediu, da. Corpul de control, ce face președinte? Muncește în fiecare zi. Acolo sunt 7 oameni, un conducător al lor care o coordonează și conduce și încă 6 inspectori, toți sunt inspectori, care zi de zi sunt în județ, peste tot, verifică pe zi 700-800 de recipienți de colectare, discută cu oamenii, le explică oamenilor, cetățenilor, cum se colectează selectiv. Acolo unde constatăm că lucrurile se repetă, adică lucrurile nu sunt conforme și nu, chiar oamenii nu doresc să colecteze selectiv, se aplică și sancțiuni. Prima dată s-au dat avertizmente. Anul trecut, corpul de control pe necolectare selectivă, deci, sau pe colectare selectivă necorespunzătoare, a dat peste 250 de sancțiuni, din care 100 și ceva de amenzi și 100 și ceva de avertizmente. Da. Să face și prevenție. Da, păi dăm și mai mult prevenție, da. Păi acum, dacă mergem de două ori într-un loc și vedem că după ce am dat și avertizment, tot nu se colectează, sancțiunea este de între 100 și 300 de lei. Pe lângă asta, corpul de control mai face și acele acțiuni de patrulări pentru combaterea abandonului de deșeuri și monitorizarea zonelor expuse abandonului de deșeuri, unde instalăm camere, producem probe pentru poliție, pentru jandarmerie, facem adresă cu fotografii, cu probe și sancțiunea o dă poliția, după identificarea făptuitorului. Vă dau un exemplu, nu neapărat să discutăm, dar vă dau un exemplu că nu știu cum să vă explic altcumva. De exemplu, la Monur s-a scos o bubelă cu plastic, cea galbenă, bun. Lăsată la marginea drumului să vină supercomul să o ridice. În ziua de colectare. Ok, da. Ei, între timp, cineva a trecut și avea o sticlă de sticlă în mână, nu de plastic. O pus-o acolo și a plecat mai departe. Așa. Au trecut cei de la corpul de control și nu s-a mai ridicat. Ok, bun, că s-a dat avertizment sau s-a comunicat verbal, bă, alo, vedeți că ați avut o sticlă, asta. Da, aici, vreau să vă... Da, vreau să vă întreb că prima sancțiune pe care corpul de control a dat-o la început, înainte de a da avertizmente și sancțiuni, a fost neridicarea acelui recipient neconform în ziua de colectare. De ce? Acum, eu vă spun că în corpul de control, oamenii cu care lucrăm sunt foarte echilibrați și nu caută nod în papură la nimeni. Dacă a fost doar o sticlă de sticlă... Eu vă rog să verificați. Nu, a fost o sticlă de sticlă că a fost dar nu cu ei am treabă. Cu supercomul? Exact. Păi mă, nene, dacă a fost sticla aia... Puteți să o scoți, o lași. Scoate eu, bă, fratele meu, că nu ți-e greu când acum, mă rog, acolo-i. Din acolo e problema. În aceste... în salubrizare și în salubritate... Sunt oameni care lucrează și nu au foarte multă școală. Și știți cu cine sunt deservenții mașinilor. Aici e vorba de trebuie să ai un pic de înțelegere. Și chiar credeți-ne că avem nenumărate discuții atât cu șefii de la Supercom și cu conducătorilor, cât și cu ei. M-am dus și am discutat efectiv eu cu cei care deservez mașinile de colectare. Vă cred.
nu este ușor să lucrez cu acei oameni. Eu sper că calitatea și factorul uman va crește și în rândul supercomun, adică să angajeze, să reușească să angajeze, că nu toată lumea vrea să meargă să lucreze, să încarce gunoaie și deșeuri sau să le descarce. Adică să fim, bun, e o meserie și asta. Este o meserie pentru că primești, este respectabilă. Primești, da, și primești tot ce trebuie, adică materiale de protecție. Tot, dar da. Nu sunt foarte mulți cei care își doresc să lucreze acolo. Hai să fim cinstiți, adică lăsând la o parte... Da. Ideea îi că tot așa se întâmplă și alte lucruri. Adică nu se duc, am pățit-o chiar eu. Deci trebuie să vină să ridice plasticurile în data de 26, parcă, și n-au mai urcat. Din cauza zăpezii? Nu din cauza zăpezii, culmea că nu era zăpadă. Au trecut așa pe era 26, na, mă rog, au fost. Foarte multe situații. Da, mă rog. Acum, eu nu vreau să-i scape ei, pentru că eu sunt cu ochii pe operator și corpul de control nu monitorizează doar cetățenii. Monitorizează și activitatea supercomunului. Bine, dar acum corpul de control a spus că aveți 7, dar nu pot să fie în tot județul în același timp. Noi încercăm să fim cât mai multe locuri. Și să știți că după fiecare acțiune de control, în fiecare UAT, se întocmește un raport zilnic care se comunică primăriei. În data de, adică astăzi, am găsit atâtea pubele neconforme, am dat atâtea sancțiuni, deci primarul fiecarei localități știe ce face corpul de control în fiecare zi. Să sperăm. Cu fotografii, ascultați okay. Asta deja nu, asta e lege. Bun, dar chestia asta nu știe ce v-am spus eu. Probabil că nu. Pentru că acum nu o să fie la bătut în cap să spună mâna fost să-ți repet, iau gunoiul. Le cer oamenilor noștri să fie rezonabili. Corect. Același lucru îl cer și supercomunul. Până la urma urmei, chiar dacă scapă cineva o sticlă de sticlă într-o pubelă de plastic... Am zis că ai idee. Avem și o stație de sortare, unde oamenii, acel reciclabil, se duce acolo și dacă ajunge pe bandă o sticlă din sticlă, cu siguranță cineva de la sortare o va lua. Să fie un obicei asta. Și, dar repet... Eu le-am cerut tot timpul colegilor mei și atât lucrătorilor de la Supercom să fie rezonabil și să analizeze fiecare caz în momentul în care trebuie să ia o decizie. Până la urmă, de aia este lăsată și legiuitorul român lasă în seama organului constatator să aplice sancțiunea cu avertisment, amendă de 100, 200 sau 300 lei, în funcție de gravitatea faptei, corect? Bine, mă, dacă o luăm așa, amenda nici nu-i mare. Pentru... Nu este o amendă, știți cum este? Este ce, eu întotdeauna am fost... Că și ai să practică cu 15 zile, nu? Dacă o plătesc 15 zile, nu? Astea cum e? Astea, deci, cât se aplică, atâta se plătește. Cât scrie acolo, atâta plătește. Da? Da. Dar nu este mare amendă. Însă, o amendă care nu este mare este plătibilă, banii se recuperează și omul știe că a fost sancționat. Și nici nu are el o atitudine atâta de agresivă vis-a-vis de faptul că este sancționat, decât să fie atâta de contrar. Bă, am greșit, dă-o amendă. Am greșit. Hai să nu mai greșesc. Ați înțeles? Corect. Când te duci la un om și dai 20.000 de lei amendă, pentru că așa, păi zice, nebunește omul, adică zice, mă înțeles, și caută argumente. Da. Așa se uită mai mult înspre greșeala lui. Am fost întotdeauna fanul declarat al sancțiunilor mici. Pentru că așa se corectează lucrurile, nu dăm cu parul, și cu vorbă bună. Vedeți că se dă în cele mai multe cazuri, în majoritatea cazurilor, se dă vina pe cetățean că nu colectează el selectiv. Aici intervin niște lucruri. Ori le amestec eu acolo, hai mă las că le duce, ca să vorbesc de mine, să nu vorbesc de altcineva, da? Da. Ori problema care a fost, ce v-am spus, n-au venit să-l ia gunoiul. Și când i-am prins eu că veneau, colectau altceva, cartone sau ăsta, am zis, bă, dar de ce n-ați venit, ne-ați lăsat aici, că uite, este mai mulți. Ce-ai bă, că a fost, că, alo, n-ați fost, că uite, pubelele, scoase la drum, o rămas în drum, cum, dă să-ți o arunc acolo. Ce faci, mă, cum adică, ți-o dau să o arunci pe cartone și noi ne-am certat acum o săptămână cu cineva de la voi că pe exact pe chestia asta, super, du-te și când vii. Adăviți. Operatorul trebuie să respecte primul programul de colectare. Cetățenul trebuie să colecteze selectiv corect și dacă se întâmplă, că acum în orice, știți cum e, în producție, lucrurile teoretic sunt frumoase întotdeauna, dar în practică se mai strică o mașină. Efectiv se strică o mașină, cade o mașină. Nu mai ai când să trimiți alta pe să te duce a doua zi, dar n-are voie să colecteze altă fracție într-o mașină. Normal, deci, normal. Deci dacă colectează mașina hârtie, carton, dacă nu trimiți o mașină de aia mai micuță, o săgeată, cum îi spunem noi, care strânge ce nu s-o strâns în ziua precedentă. Dar nu amestecă de ce. N-au voie. Eh,
Păi... teoretic. Dar se mai întâmplă. Cam mai discutam cu ei, Băi, tu când golești pubela aia, da, scutură un pic, că sunt oameni care au venit, domnule, mi-au lăsat un sfert din ea asta, că să mai prindă alea acolo, mă rog, acum e și frig în gheață, mai rămân. Și am încercat și noi să le explicăm. Acum, partea cetățeanului, că el trebuie ca să colecteze selectiv plastic la plastic, hârtie la hârtie, sticlă la sticlă, e ok. Că acum sunt pubele, că s-au împărțit și pubele pentru sticlă. Și urmează să aducem și pentru hârtie carton. A, așa? În acest an îmi pare rău că am ratat acel lot de pubele, pentru că timpul a fost foarte scurt. Am semnat contractul de finanțare de-abia în septembrie 2023 și gândiți-vă că proiectul trebuia închis în decembrie 2023. Deci în 4 luni de zile. Să aduci câteva sute de mii de pubele. Poate mai apare oportunitate. Păi deja e apărută. Na. Deci noi în acest an cumpărăm și pubela albastră tot pe fonduri europene, de pe alt program, nu pe POIM, pe programul de dezvoltare durabilă. Deci nu am pierdut pubela albastră. Însă nu am adus deodată cu pubela verde și galbenă, că am adus și 21.000 de pubele galbene care vor fi distribuite după ce terminăm cu pubela verde cetățenilor care nu au primit anterior pubele galbene. Și urmează, deci vom avea toate pubelele galbene, toate pubelele verzi și toate pubelele albastre. Dar pubelele albastre vor sosi după mijlocul verii. De ce? Noi deja am dat drumul la licitație din nou pentru lotul ăla, ca să ne mișcăm repede, ca atunci când vine să fim primii. Da, da. Adică facem licitație cu clauză suspensivă. Dacă ni se aprobă finanțarea, e valabilă licitația. Dacă nu ni se aprobă, se anulează licitația, rezultatul licitației. Dar știa, ca să parcurgem mai mulți pași, există o posibilitate legală să faci acest lucru. Am și lansat, cred că în această lună, Consiliul Județean a lansat licitația pentru lotul de pubele galbene, albastre, care nu s-au cumpărat anul trecut prin POIM. Așteptăm prima dată să apară ghidul de finanțare, că încă este în consultare publică și încă nu s-a aprobat ghidul de finanțare, după aceea putem să cerem finanțarea pe programul operațional de dezvoltare durabilă. Cum colaborați, bun, cu populația, am înțeles, cum colaborați cu primăriile? Eu zic că foarte bine. Am o relație bună cu toți primarii din județ. Eu sunt un om echilibrat. De 3 ani de zile nu mai mă exprim politic, chiar dacă am opinii și eu, dar nu le exprim. Tocmai pentru a nu deranja primarii din PNL, sau avem un primar în județ de la PMP. Am o relație foarte bună cu toți. Acum, în administrație, mai există și păreri contradictorii, dar încercăm. Noi, până la urmă, suntem, ce este ADI Deșeuri? Este Asociația Primărilor. Adică eu sunt directorul lor executiv, care pun în practică ce mă aprobă ei în adunarea generală a asociațiilor. Acolo am 62 de șefi, 63 cu șeful Consiliului Județean, cu președintele Gunea. Da, da. Care decid ce trebuie să facem în domeniul deșeurilor. Și eu vin cu propuneri, cu strategii, așa, asta se aprobă, asta nu se aprobă, asta o facem, asta nu facem. Asta este relația care există între noi. Sunt reprezentantul lor și pun în operă ce decid ei. Am văzut că ați făcut o serie de, sau ați organizat o serie de activități, de evenimente, de promovare a colectării, a protecției mediului în școli. Am spus-o tot timpul. Oamenii nu colectează selectiv pentru că nu au fost învățați cum trebuie să colecteze selectiv. Niciodată în informarea și conștientizarea pe acest domeniu de protecția mediului și gestionarea deșeurilor, nu poți să spui că ai făcut prea mult. În permanență, ați văzut, avem cu toată presa locală și cu toate posturile de televiziune sau de radio din județ, avem contracte de colaborare. Ceea ce vrem noi să spunem este difuzat de către toată lumea și mulțumesc acum la început de an întregei prese din județul Bistrița Năsău, pentru că sunt alături de noi și chiar ne promovează mesajele noastre. Avem acțiuni de informare outdoor, suntem prezenți, avem pagine de Facebook, suntem prezenți și pe Facebook cu articole tot timpul, cu postări, arătăm activitatea noastră.
lumea a început să se obișnuiască cu activitatea ADI-ului, să vadă că este o instituție care funcționează, care muncește. Nu avem probleme nici cu oamenii, nu se ceartă cu noi, înțeleg. Adică avem o relație bună și cu primările și cu publicul larg, adică cu utilizatorii serviciului. Copiii cum au perceput aceste acțiuni? Copiii sunt super încântați de toate acțiunile care le facem cu ei, mai ales de premiile care le punem în joc. Pentru că, ați văzut, am fost în anii trecuți în 40 de școli, anul acesta mergem încă în 20 de școli, în fiecare an luăm câte 20 de școli și cred că anul viitor vom finaliza, vom ajunge în toate localitățile din județul nostru în școli. Și atunci ne vom gândi la alt format al concursului. Concursul Reciclezi pentru viitorul tău este foarte bine primit de copii. Copiii sunt minunați, sunt altruiști, sunt interactivi, se implică foarte mult, își doresc mult marele premiu, adică bicicleta mountain bike. Sunt și celelalte premii pe care le dăm, că într-o școală dăm o bicicletă marelui câștigător și încă 20 de premii, adică 10 seturi de căști audio și 10 boxe portabile cu Bluetooth. Toate sunt dorite de copii. Tombola este un spectacol în care câștigătorul concursului trage bilețele și au emoții copii. Cantitățile de deșeuri sunt impresionante. Gândiți-vă că s-au strâns în cele 40 de școli 172 de tone de deșeuri, o medie de peste 4 tone de deșeuri pe școală. Ce să vă spun? E un concurs frumos și, în primul rând, educativ. Adică copiii chiar învață să colecteze selectiv, să respecte natura, să înțeleg ceea ce se întâmplă cu deșeurile, dar mai mult decât atât, în afară de aceste activități școlare, deci pe lângă acest concurs care l-am făcut în 40 de școli, am avut în fiecare an și alte acțiuni. În Săptămâna Verde ne ducem copiii la Târpiu, vin copiii la ADI, avem prezentări. În permanență considerăm că trebuie să dăm atenție foarte mare acestui copiilor, care trebuie să învețe încă de pe băncile școlii despre gestionarea deșeurilor și despre respectul față de mediu și față de natură. Da, chiar vreau să vă întreb, v-ați gândit să-i duceți, dar mi-ați răspuns mai înainte, să-i duceți pe copii pe la Târpiu, da, să vadă, exact. Da, dar de 2 ani încoace vin pe zile programați și stăm acolo 3-4 ore cu ei, mai multe ture într-o zi și ei chiar văd la fața locului ce se întâmplă cu deșeurile pe care ei le colectează selectiv în propria gospodărie. Dar, să v-am spus, este o muncă de ani de zile, rezultatele nu vin peste noapte. Dacă am spus tot timpul, când am ajuns la ce mă înham acum, este o muncă în care se vor vedea rezultatele în 4, 5, 6 ani de zile. Atunci deja vom intra pe acolo unde îmi doresc eu să fiu. Suntem deja aproape de 3 ani sunt la ADI. Cred că suntem pe drumul cel bun, însă mai avem încă mult de lucru și lumea trebuie să înțeleagă că de colectare selectivă nu mai scapă. Nu mai scapă. Păi, da. Dar e ceva și normal. Nu se poate altfel. Nu se poate. Putem vorbi de colectarea selectivă ca de un bau-bau. E ceva normal. Nu putem bate joc de noi. Corect. Dacă nu facem ce trebuie cu deșeurile, ne batem joc de noi. Până la urmă, da, e vorba de viitorul copilului. De sănătatea noastră, de calitatea vieții noastre și de viitorul copilului nostru. E foarte clar. Mai avem vreo 5 minute. Spuneți-mi un pic, cum credeți că am putea scăpa noi de peturile astea ce le vedem pe marginea apelor? Să le strângem. E cel mai simplu să le ducem, să le reciclăm. Dar pentru asta trebuie efort. Și să nu le mai ducem la apă. În primul rând, primul lucru care să facem, să nu le mai ducem la apă. Pentru că avem în curte, vom avea pubela galbenă, avem de 3 ani, de 4 ani de zile, corect? Da. Acum avem și pubela verde. Vom avea și pubela albastră, avem și pubela neagră. Avem ce tot ce trebuie. Să cauți cu deșeurile la apă, că nimeni din județul acesta nu plăti mai mult la deșeuri, orice cantitate o scos la poartă, decât cea prin care au fost impusă prin taxa de salubrizare. Haideți să fim cinstiți. Când totul ți se ridică de la poartă, avem campanii gratuite de voluminoase. Așa. Corect? Da. Avem 6 campanii, deci la 2 luni în mediul urban avem campanie. Deci cetățeanul, dacă vrea să scape de un fotoliu, de un dulap, de o masă, de un cărucior, de schiuri, de habar, mobilă, ce poate să se scape, are ocazia, odată la 2 luni, să le predea gratuit. Unde? Pe platforma de colectare sau la poarta casei. Corect? Da.
O dată, de două ori pe an, de două ori pe an avem campaniile de deșeuri vegetale. Așa. Gratuite și acelea. Corect? Avem 5 centre de colectare în tot județul, pe zone, unde, prin aport voluntar, adică cu transportul tău al cetățeanului, te poți scăpa de deșeuri de construcții. Te poți scăpa în limita 200 de kilograme pe gospodărie pe an. Dacă te duci acolo și duci 400 de kilograme, nu te gândește nimeni. Da. Te poți scăpa de deșeurile electrice și electrocasnice ducându-le acolo, în afara campaniilor de voluminoase. Am înțeles. Deci, mă, am un frigider și nu vreau să mai stau. A fost campania să pentru că nu vreau să mă scap de el. Pune în mașină și îl duc. Pune-l în mașină, cară-l tu la centru de colectare și să-l predai acolo fără să plătești nimic. Ce să mai spunem? Deci, dacă nu avem soluții pentru orice, le avem. Le mediatizăm, îi învățăm pe oameni, le spunem despre ele. Trebuie un pic să te intereseze. Nu să te duci direct cu frigiderul și să-l arunci pe malul râului sau în tufe. Deci e o chestie care... Mie mi se pare ciudat, nu știu cum să mă exprim. Din moment ce vine supercomul la poartă să-mi ridice deșeurile, mai sunt campaniile astea la alte, ce a zis, gratuite, cu voluminoase, cu mă rog ce azi. Voluminoase vegetale, da. Eu plătesc serviciile alea, nu campaniile. Serviciile la Supercom, că vine să ridice stazul. Da. O secundă, scuze. Da. În curând vom introduce o campanie anuală de deșeuri textile. Tot așa, gratuită. Adică toate borfele care le ai în casă și bulendrele, le strângi, le pui într-un sac, le scoți la portă și le ridică în acolo. Să le ridice, ca să nu le mai arunci sau să le dai foc. Da. Păi, din moment ce eu plătesc toate alea, de ce mai trebuie să mă duc eu nu știu unde, pe malul unei ape să le sau undeva? Acolo. Plecar și până acolo, mă mai vedești care va mai îmi dă și vreo amendă, mai prindești poliția, multe mai prindești corpul de control. Din neștiință, din ignoranță, din obiceiuri proaste, împământenite și rămase în mintea oamenilor, dar toate acestea se schimbă cu multă muncă, cu mult control, cu așa... Deci să nu credeți că nemții sau austrieci sau elvețieni sunt cum sunt acum. Pur și simplu așa au moștenit în genetica lor gestionat deșeuri. Nu. Au fost învățați, altoiți, penalizați și puși la treabă. Și acum fac ce trebuie. Adică... 2024 se anunță un an dificil pentru toată lumea. Din punct de vedere economic. În primul rând. Cum vedeți dumneavoastră 2024 din punctul de vedere, nu vă bag eu în economie sau în politică, din punctul de vedere al colectării deșeurilor? Avem o provocare acum și v-am spus, ne-am bucurat 3 ani la rând de rezultate financiare excelente, adică care au fost de la an la an tot mai bune. A intervenit însă sistemul de garanție returnare, care are și impactează direct SMID-urile din județele țării noastre. Adică încă nu știm care va influi. Noi avem niște studii că și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și asociațiile de dezvoltare din fiecare județ s-au reunit într-o federație. Avem și noi un for tutelar, adică ne-am asociat și noi, care să ne reprezinte interesele tuturor în domeniul, tuturor asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Și avem niște studii de impact că ar fi undeva la 10% din cantități vor scădea cantitățile de deșeuri pe care le vom colecta. De ce? Că multă populație va preda în sistemul garanție returnare aceste ambalaje, că se referă doar la ambalaje. Ambalaje din sticlă, ambalaje din plastic și metal, corect? Acest sistem se referă doar la ambalaje, că există și alte tipuri de deșeuri non-ambalaje care sunt tot reciclabile. Așa. Bun, ca să explicăm lucrurile amănunțit. Și acum provocarea este să vedem ce înseamnă sistemul ăsta și cât de mult reușește, că până în momentul de față se pare că a fost gândit foarte mult de niște oameni care nu au prea mult contact cu realitățile vieții. De ce? Încă n-am văzut și nu știu câte firme sunt dispuse, cu toate că există obligații legale, să-și creeze propriile depozite de deșeuri în spațiile lor. Așa. Pentru că ce spune? Cine vinde sticlă cu însemnele garanție returnale este obligat să și preia. Da. Deci dacă vinzi băuturi ambalate cu etichetă... Vreau să ajung și aici. Da? Așa. Continuă. Ai obligația să creezi. Nu cred că s-a gândit foarte bine cineva când au gândit acest sistem
Ce înseamnă pentru un comerciant de produse alimentare? Da. Pentru că eu, în urmă cu 25 de ani, 20-25, am avut magazine alimentare și știu perfect ce înseamnă lucrul ăsta. Când nu găsești spațiu să-ți pui marfa, să-ți o depozitezi. Tu ca comerciant într-o zonă aglomerată, într-un magazin de ăsta de bloc. Da, asta vreau să spun. Luăm exemplu un magazin de bloc. Pe ăla acolo are două cămăruțe. Am avut și de alea, că n-am avut lanț de supermarketuri. Da. Eu am avut magazine de bloc, ăla magazine în zonă. Ăla ce face? Da. Acolo fiecare centimetru pătrat era valorificat și aveai ceva depozitat. Păi tu trebuie să-ți creezi ca și comerciant un loc de deținere a ambalajelor care trebuie să fie întregi și măcar să nu fie presate. Da. Să te duci o dată pe lună sau când se umple depozitul, camera aia în care le ții, să le cu fiecare transport. Bucată, să le transporti la depozitul regional, nu local, regional, adică... Deci te duci măcar până la Cluj? Am înțeles că este finanță în zona Clujului, unul pe Ardeal. Mă gândesc, da. Adică câteva sute de kilometri. Așa. Păi de la... Bun, de la noi sunt 120 de kilometri până în Cluj, dar poate din altă parte sunt 200 de kilometri până la Cluj. Așa. Și 120 te duci până acolo să cari niște ambalaje goale cu aer în ele, așa, da. Să le predai bucată cu bucată, da. Să-ți recuperezi banii. Unde este gândirea aici? Eu nu spun că nu spun că este un lucru rău să creăm un sistem care recompensează cetățeanul pentru efortul de a aduce înapoi acel recipient și de a-l introduce în reciclare, pe lanțul reciclării. Este foarte bine. Dar cred că singura variantă în sistemul ăsta și care va fi funcțională va fi aceea în care supermarketurile, hipermarketurile vor avea acele automate unde cetățeanul stă la rând, bagă bucată cu bucată, se presează, primește ceva. Mie îmi face impresia că toată chestia asta a fost făcută, deci s-au gândit la supermarketuri că acolo e cel mai simplu. Dar pe ăștia nu i-ai mai luat în seamă, nu i-ai mai luat în calcul, bănuiesc. Aici nu s-a gândit bine. Și de aici eu am spus de la început care hibe acest sistem de gândire. Acum vreau să văd care sunt provocările legate de și ce iese. Că până acum eu încă n-am văzut și nu știu ce fac. Am înțeles că trebuia implementat din 1 noiembrie 2023, suntem în 1 februarie, deci în 3 februarie suntem astăzi. Păi sunt mulți care își pun problema. Nu văd că se mișcă lucrurile, adică nu văd ceva palpabil, în afară de, v-am spus, supermarketurile, hipermarketurile, care au în suprafețe mari în parcările lor am văzut acele locații. Bun, pot să facă. Acolo pot să facă. Da, își pun problema. Și v-am spus, îmi doresc să reușească. De ce? Valorizând acest lucru, îi vei determina pe cei cu situație pauperă, chiar să să le strângă de pe malul râurilor din zonele vreți, să se ducă acolo să facă bani. Problema, da. Da, e un lucru bun, dar nu cum a fost gândit. Sunt niște greșeli și acum vrem să vedem ce influență au aceste greșeli asupra sistemului. Da, uitați, cei în mediul rural, de exemplu, că au câte un magazin de asta mic, alimentar, și acolo au și băuturi, în peturi, în sticle, ok. Și întrebau, bă, cam o văd eu unde le pun, vorba aia. Bă, văd eu unde mi le pun pe aici, că fiind magazinul acasă, se descurcă cumva. Sunt zone în care, da. Am mai pus o întrebare de baraj. Bă, tu nu cumperi de la mine? Și am zis, da, bă, cumpăr de la ălalalt. A, dar tu vii cu sticlele alea la mine, dar de ce vii cu ele la mine? Păi să ieși mai aproape, poate. Da, dar îl pui pe el la treabă. Da, știa, păi nu, odată îl pui la treabă, dar îl pui să-ți și plătească. Asta este situația cea mai simplă de rezolvat, până la urma urmei, că dacă există obligație. Problema este celor care nu dețin acele suprafețe și acele spații. Da. Plus că efortul de a-l duce la depozit este foarte mare și neplătit nu este rentabil. Deci aici nu s-a gândit bine până la capăt sistemul. Acum, haideți să vedem ce se întâmplă, că eu sunt curios, să știți. Să sperăm că o să fie ok, să sperăm că se vor găsi soluții. Acum, eu vă mai spun, dacă nu va reuși, m-am stat eu și m-am gândit, dacă nu va reuși treaba să obligi magazinele să spreia, că n-au spații de depozitare și efortul este prea mare și nerentabil pentru, până la urmă, și privatul ăla, deține un spațiu în chirie, nu? Mulți plătesc chirie. Da. Ca să aibă depozitul de deșeuri, trebuie să plătească chirie pentru depozitul de deșeuri. Poți un ambalaj de la de 3 litri, așa, numai aer în el. Și tu trebuie să-l ții întreg, că trebuie să-l predai întreg, nu trebuie să-l predai presat. Așa. Așa. Ocupă un volum de spațiu pe care tu plătești chirie. Da. Pe lângă asta, îl pui în mașină, îți pierzi o zi să-l duci la Cluj sau la depozitul regional și acolo iară stai la rând cu alții să-ți le numere cineva, să-ți dea 50 de bani pe bucată. Zic ceva greșit în ceea ce zic? Nu,
Bun. Păi nu, dar îi, și atunci, nu-i de râs, dar îi, păi, de râs. Eu lucrul ăsta am văzut. Acum vreau să văd cât de mult am mai văzut o situație. Să știți că mulți cetățeni sunt foarte comozi și au o situație financiară bună, da, chiar dacă noi zicem, da, că nivelul de trai în România este scăzut. Da. Ne uităm că nu e chiar așa. Și da, știm lucrurile astea. Nu o să meargă niciodată ăla să stea un ceas jumătate la rând, automatul din barcare de la Profi, că să bage bucată cu bucată, nu, la rând cu cei care chiar îți nevoie să facă asta. Da, da, odată o face. La ea, mă, odată o face, să zic, hai să cum e. Dar a doua oară vă spun eu că le pune în bubela verde, în bubela galbenă și își vede treaba. Acum v-am spus, provocarea, că m-ați discuție, da, o plecat de la care, da, sunt provocările. Pentru mine este să văd ce influență are SGR-ul asupra SMID-ului din județul Bistrița-Nea Săhăt. Păi o să aibă, pentru că o să fie lume care o să ducă. Mă o rog, să fie cantități diminuate, da, asta, da, clar. Da. Acum, da, să vedem cât vor fi acele cantități, cât, și provocarea pentru mine este, că le-am spus și colegilor mei, bă, frate, noi acum la pubela galbenă facem cam, lucrurile stau bine în proporție de 70-80%, pubela galbenă. Da. La pubela verde și la sacul verde și la lucrurile, nu spune nimeni într-un sac verde în sticlă nimic, nu spune decât sticlă. Sticlă, da. Când vom avea și pubela. Deci noi am reușit ca în 2 ani de zile, cu corpul, da, de control, să disciplinăm colectarea selectivă în pubela galbenă, în viitoarea pubela, în pubela și albastră. Provocarea noastră în perioada următoare este să mutăm deșeurile reciclabile din pubela neagră, așa, care lumea, care nu colectează selectiv. Așa. Ăla care nu colectează selectiv, vă spun ce se întâmplă. Când vine galbena, nu scoate galbena, că zice, tot am pus la negru. Ați înțeles? Și după aceea, da, se miră că rămâne pubela. Da. Ați înțeles? Da. Sau nu pune nici sticla. Deci eu am într-o pubela neagră, e plină în fiecare săptămână, eu spun, o familie de 2-3 persoane care colectează selectiv normal, în pubela neagră trebuie să aibă atât de deșeu. Da. Atât e volumul de deșeu, deci undeva la 20-30 de litri ca volum de deșeu rezidual. Atâta. Da. Că îl ridicăm în fiecare săptămână, că vara se împuțește și miroase, da, și așa. Da. Dar în rest, eu nu sunt stare, familia mea, acum suntem la 2 persoane, da, să ajungem la jumătate pubela neagră. Nu suntem în, da, stare. Da. Că atât acum, deci atât, da, deșeu rezidual există. Mai ești plecat la serviciu, mai. Și acum, dar în alte părți, pubela neagră nu se poate închide capacul. Dar cu ce? Păi acolo este, da, și sticlă, este și plastic. Și de ce? Și provocarea noastră, așa, este să mutăm deșeurile reciclabile, așa, în pubelele alea și să scadă cantitatea de deșeuri reziduale, care de fapt, asta ar fi. Deci să rămână plasticul, sticla și se mută în alte pubele. Și să crească cantitățile colectate. De ce? Că verificăm tot timpul pubela neagră, dăm sancțiuni celor care nu respectă colectarea selectivă, care au reciclabil în pubela neagră, că deja am început să dăm sancțiuni, și determinăm să colecteze selectiv, să fie cantitățile mai mari de reciclabil colectate. Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc. Trebuie să încheiem. Vă mulțumesc. Trebuie să încheiem. Vă mulțumesc. Și le doresc, da, tuturor un an nou fericit, un an nou bun cu realizări. Și dacă dumneavoastră a spus că va fi foarte greu, eu sper să fie un an foarte ușor. Așa se preconizează. Da. Mulțumesc, domnul director. Oameni bune, își punem punct emisiunii de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune.